La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor de pretutindeni! Este ziua noastră a tuturor! Este ziua țărânei din care ne-am luat ființa, a țării. Este ziua în care ne amintim de faptul că dragostea pentru neamul nostru, însemnând părinți, bunici, moși, strămoși și tot neamul nostru în care ne-am născut, dragostea pentru țara aceasta, pământul acesta în care a rânduit Dumnezeu să ne naștem și dragostea pentru Dumnezeu care este cu noi și cu neamul nostru de peste 2000 de ani, deci toate aceste tipuri de dragoste, trei la un loc, repet, față de neam, față de țară și față de Dumnezeu, nu reprezintă realități opționale, reprezintă datorie sfântă. Cine simte românește, cine e român, nedenaturat, acela știe că are ca datorie să-și iubească neamul, țara și pe Dumnezeu. Dacă practicăm iubirea aceasta, viitorul nostru va fi nemaipomenit de frumos. Dacă uităm de ea și dezertăm din câmpul de luptă la care suntem chemați, atunci nu vreau să spun mai departe. Poate că astăzi nici n-ar trebui să vorbim nimic. Ar trebui doar să privim la icoana neamului, care este tricolorul, și să înțelegem ce-i de înțeles. Țara aceasta s-a întemeiat pe jertfă de sânge, pe vieți ale celor dragi ai noștri. Poate că nu este petec de pământ pe care, călcând, să nu călcăm pe jertfa strămoșilor. De aceea avem roșu în tricolor. Dacă ne uităm la culoarea galbenă, doar dacă suntem ipocriți, nu recunoaștem toate darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt. Un pământ atât de roditor, o țară atât de frumoasă, cu munți, cu câmpii, cu văi, cu râuri, cu mare, cu tot ce vrem, cu bogăția ale solului. Cu cel mai mare depozit aurifer, poate, din lume, zic unii. Nu știu, nu mi-asum, dar există. Cu bogăția ale spiritului uman. Aici, în această țară, oricine putea să trăiască și a putut să trăiască și va putea să trăiască dacă vine cu gânduri bune. În lumea satului românesc, ușa românului nu s-a închis niciodată. Cel mult s-a pus o mătură în ușă. Pentru că era atâta bunătate și sfințenie, ca și la chiliile sfinților părinți. Oricine mergea, găsea o bucată de pâine și un pahar cu apă și o vorbă bună și un loc de odihnă, fără a plăti ceva pentru asta. Omenia se numește darul acesta pe care l-a avut și sper că îl mai are neamul. Curaj se numește darul care a însoțit în istorie neamul acesta. Credință se numește faptul că în tricolorul nostru avem și culoarea albastră a cerului de care ne ținem cu mâna. Și întotdeauna ne-am ținut cu mâna. E ziua chemării noastre la a ne întoarce către noi înșine și a ne purta așa cum se cuvine, dacă suntem români, căci acest lucru e un dar de la Dumnezeu pe care trebuie să-l prețuim. Așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani tuturor! La mulți ani, România!